Vă salut! Data trecută am avut o prezentare despre apele din România, și anume testarea apelor din România pentru TDS și pH. Am făcut 37 de probe atunci, inclusiv o probă martor cu apă destilată, și am promis că voi reveni cu alte probe. Acum este a doua ocazie de acest gen. Și am mai făcut vreo 30 de probe, am mai venit cu vreo 30 de probe. Majoritatea dintre aceste probe le-am analizat deja. Voi face doar 4 sau 5 probe în această ocazie, deoarece vreau să aloc mai mult timp pentru discutarea anumitor aspecte legate de analizele acestea și, în general, discuțiile științifice care apar pe acest subiect legat de săruri minerale din ape. După cum am spus, această idee mi-a venit după niște dureri pe care le-am resimțit în perioada unui post, și atunci am zis să vedem dacă nu este cumva cauza la apă. Și această concluzie cumva mi se întărește pe măsură ce trece timpul și descoper lucruri noi. De exemplu, un aspect nou pe care l-am descoperit este că în domeniul științific toți sunt de acord că există două feluri de săruri minerale, organice și anorganice, voi discuta imediat despre diferența dintre ele, și că gradul de asimilare sau digestibilitate a sărurilor organice este mult, mult mai mare decât a sărurilor anorganice. Și anume, care este diferența dintre cele două săruri? Este că sărurile anorganice le găsim în forma lor pură, practic, așa cum sunt ele, să zicem, fierul, eu știu, magneziu, calciu, sodiu și alte săruri pe care le găsim așa cum sunt ele în forma lor, până anorganică, adică pură. Iar sărurile organice se găsesc în anumiți compuși organici mai complexi. Și sărurile organice le găsim, de exemplu, în fructe, legume, produse animale, vegetale, oricum produse alimentare. Iar sărurile anorganice se găsesc în diferite suplimente, prafuri, sare și etc., în pământ, în sol. Sărurile anorganice pot fi asimilate și se asimilează de către plante, de către rădăcinile plantelor. Așa sunt concepute aceste plante, prin rădăcină ele se poate absorbi și folosi acele săruri în formarea unor compuși mai complexi, cum ar fi clorofila, care are un magneziu în mijloc. Deci molecula de clorofilă are un magneziu în mijloc. Și atunci noi, de exemplu, dacă consumăm aceste produse alimentare și clorofila ajunge în tubul nostru digestiv, organismul recunoaște ușor și își selectează magneziu din această formulă mai complexă, la fel și alte săruri. Dar dacă am consumat, de exemplu, praf direct de un anumit mineral sau aceste minerale dizolvate în apă, este același lucru, sau pământ, da? Dacă am mâncat pământ sau argilă direct, corpul nostru nu este conceput, proiectat pentru a le asimila. Acum, există unele opinii în domeniul științific că un anumit procent din aceste săruri anorganice s-ar asimila totuși. Încă nu m-am lămurit, nu știu, și probabil e nevoie de un studiu mai complex de a vedea fiecare tip de sare în ce procent totuși ar putea fi asimilat, probabil și într-o anumită context, eu știu, dizolvat în apă sau direct ca și praf, etc., sau în anumite soluții. Deci acesta este un subiect de studiu. Dacă aveți informații mai concrete pe acest subiect, puteți să mi-le postați în comentariu. Oricum, ceea ce este foarte clar este că, și de comun acord, este că sărurile organice, adică care se găsesc în compuși alimentare, în produsele alimentare, în compuși chimici complexi naturali, sunt asimilate foarte ușor de către organism, mult mai ușor față de aceste săruri anorganice. Și atunci ajungem la concluzia că testele noastre au o mare importanță, fiindcă dacă aceste săruri care se găsesc în apă nu sunt asimilate de organism, atunci ele devin o povară pentru rinic și pentru ficace, pentru alte organe, fiindcă trebuie să fie separate, sunt percepute ca un deșeu,
nu pot fi asimilate, sunt percepute ca deșeu și trebuie eliminate pe căile pe care le are organismul. Deci cam aceasta ar fi concluzia evidentă după aceste analize și, eu știu, citirea articolelor științifice și așa mai departe. Deci, făcând aceste remarci, putem să spunem că testele noastre de TDS și pH sunt foarte importante și atunci am revenit cu alte 30 de teste și, bineînțeles, avem și câteva surprize noi în această ocazie, surprize pe care le-am descoperit pe parcurs. Sper să nu le uit, să nu uit niciuna din ele, dar vom începe mai întâi cu anumite rezultate. Deci avem deja teste făcute pe care le-am făcut anterior. Sunt 28 de probe pe care le-am testat deja, nu le vom face acum. Și avem primele 15 sunt din ape, din acestea care le găsim în izvoare, la robinet, fântâni și așa mai departe. Avem izvorul Măiereasca de Jos, avem 378 de DS-uri și pH-ul 6,7, apă de robinet voluntar, județul Ilfov, 116 TDS-ul, 6,5 pH-ul. Am găsit cea mai bună apă pe care am găsit-o în mediul natural. A fost de la un izvor din Transfăgărășan și anume pe panta de coborâre spre Sibiu. Este un izvor cu un debit destul de mic, trebuie să ai răbdare acolo să stai până se umple bidonul. Deci are TDS-ul de 29, deci o apă foarte curată de munte, și pH-ul 6,7. Apa de la Puțul din Parcul Obor, lângă primărie, sectorul 2, are 384 TDS-ul și pH-ul 7,1. Un alt izvor din Transfăgărășan, pe cealaltă pantă, spre Curtea de Argeș, avea 43 TDS-ul și 7,3 pH-ul, deci un TDS destul de bun, 43. Apa filtrată la un aparat Septera unei cunoștințe, dar filtrul nu era schimbat de o bună perioadă de timp, deci a avut TDS-ul 90 și pH-ul 6,7. Un izvor de la Băile Olănești, 235 TDS-ul și pH-ul 7, izvor Călimănești, 240 TDS-ul, 6,1 pH-ul, apă de robinet din sectorul 3, cartier Delfinului, București, 95 TDS-ul, pH-ul 7,1. Avem apă din satul Rădăcinești, captată din izvoarele prin cădere, județul Vâlcea. Este 211. O altă probă pe care am luat-o mai jos, tot din apă de captare, avea 189. Oricum, în jur de 200 este TDS-ul la această apă, 7,6 pH-ul. Un puț de la Mănăstirea Turnu, județul Vâlcea, 237 TDS-ul, 7,5 pH-ul. O fântână din satul Rădăcinești, lângă magazinul Maria Coffee, județul Vâlcea, a avut 855 TDS-ul, 800, deci aproape 1000, deci peste 1000 e considerată deja apă nepotabilă și am băut de câteva ori din acea fântână fără să știu TDS-ul. Foarte mare, pH 6,7. O fântână la stradă, ultima casă pe stânga, de pe strada dealul Boului, sat Rădăcinești, județul Vâlcea, 409 TDS-ul, 7,1 pH-ul. Și de la această fântână am băut de câteva ori, fără să știu TDS-ul. Mai avem un puț de islaz, e ultima casă pe partea dreaptă de pe strada dealul Boului, sat Rădăcinești, județul Vâlcea, 598, aproape 600, pH-ul 7,1. Și acum trecem la câteva mărci de apă. Majoritatea sunt din străinătate, fiindcă am avut ocazia să iau de acolo câteva probe. Le am aici sticlele, deja ele sunt analizate. Avem prima, este din Franța, din
de la magazinul Aldi. Este eau de sursă montană, sursă este vel. Selecționez paroșel, deci este 120 TDS-ul, 7,1 pH-ul. Avem eau de sursă pas de hook, selecționez par Netto, deci la magazinul Netto aceasta este. Are 65 TDS-ul și 7,0 pH-ul. Și acum surpriza, Naturlish Mineral Wasser, asta este din Germania, de la magazinul Edeka, aceasta este sticla, are 29 TDS-ul și 6,8 pH-ul. Destul de bine, destul de bine. Adică, practic, e pe primul loc din tot ce am mai avut pe aici. Mai concurează cu Aqualina. Mai avem un Naturlish Mineral Wasser, asta este din Germania, Kaufland aus Derkel Lohningen, 147 TDS-ul, 6,6 pH-ul. Mai avem Saskia Quell Lohningen, tot din Germania, de la Lidl, avem 151 TDS-ul, 6,7 pH-ul. Apă de masă din munții Alpei Grecii. Aceasta este din România, de la magazinul Jumbo. 159 TDS-ul, 7,4 pH-ul. Mai departe avem 2 la 5 litre. Eau de sursă Cristal Rock Franța. Aceasta este. Da? Cristal Rock Franța. Avem 228 TDS-ul, 7,1 pH-ul. Următoare este Etoile Stilles Mineral Wasser. Aceasta este. Avem din Germania, este 245 TDS-ul și 7,1 pH-ul. Și mai avem încă una, aceasta, Eau de sursă Antarctic Zi de Genets, din Franța, 153 TDS-ul și 7,1 pH-ul. De asemenea, mai, fiindcă atunci n-am găsit Aqualina, am mai luat o probă de Aqualina și mi-a dat TDS-ul de 27 și pH-ul de 7,1. Aceasta de la magazinul Supeco. Mai am 3 probe din România, deci Codri Vlăsiei. Este o sticlă de 0,6 litri sport, a avut 250 TDS-ul, 7,4 pH-ul. Tot Codri Vlăsiei, Calypso bidon la 5 litri, 234 TDS-ul, 7,1 pH-ul. Și ultima probă este Proxy, apă de izvor plată, sursa F9 Mostiștea, de la magazinul Profi, 241 TDS-ul, 7,2 pH-ul. De ce am făcut probe, de exemplu, la Codri Vlăsiei și la sticlă de 0,6 și la 5? Fiindcă am observat un aspect nou pe care nu l-am știut la început, că la anumite firme se folosesc izvoare sau surse pentru apă diferite funcție de ambalajul în care este ambalat. De exemplu, la Bucovina am observat lucrul acesta, avem un TDS diferit la sticla de 2 litri față de sticla de bidonul de 5 litri. Apare și pe etichetă, scrie lucrul acesta, este rezidul la sec la 180 de grade Celsius. Este destul de asemănător cu TDS-ul. Valorile sunt apropiate dacă analiza este făcută bine. Cam atât sunt analizele pe care le-am făcut anterior. V-am spus doar rezultatele. Informații noi de remarcat este că am observat modificări ale TDS-ului odată cu trecerea timpului. Mare surpriză. Ce înseamnă acest lucru? Că apa care și modificări în ce sens? Nu scăderea TDS-ului. Deci toate probele la care am observat
modificări au fost creșterea TDS-ului. Ce înseamnă acest lucru? Cum să crească TDS-ul într-o apă care stă la bidon de plastic câteva luni de zile, da? Să zicem, vorbim de 3 luni de zile. Timp de 3 luni de zile am observat creșteri la TDS la mai multe probe pe care le-am analizat. Și acest lucru ne spune că are loc un transfer de substanțe de la ambalaj către acea apă pe care o avem. Și la unele probe creșterea a fost spre 80%, adică TDS-ul aproape s-a dublat odată cu în 3 luni de zile, da? Aproape că s-a dublat TDS-ul, unde a fost TDS mai mic. De exemplu, la apa distilată, și vom face astăzi încă o probă, deci asta este o a doua sticlă, am mai avut o sticlă, am verificat TDS-ul la apa distilată care a fost 1 data trecută și acum la o altă sticlă mi-a dat 4. Deci s-a mărit de 4 ori, bine, fiind valori foarte mici. La un unde am mai observat la un izvor, la o fântână care am avut 800 și ceva, a doua oară am măsurat și a avut 900 și ceva. Deci, oricum a avut loc o creștere și la TDS-uri mai mari, dar procentual vorbim un procent mai mic. Cam aceasta ar fi o informație nouă. Și dacă n-am uitat nimic, vom trece la următoarele teste și anume, haideți să luăm apa destilată, da? Această apă destilată, asta n-am analizat-o, am analizat-o altă sticlă, dar aceeași marcă. Dacă sunt identice, ar trebui să fie tot 4, TDS-ul 4. Dar e o oarecare diferență, fiindcă din cealaltă sticlă s-a consumat mai mult apă, a fost mai mult aer, nu știu dacă acest lucru are vreo importanță. Încă o paranteză, aici vedem încă un TDS metru, acesta l-am primit bonus odată cu achiziționarea acestui aparat căni filtrante și ce am observat că are valori diferite, nu foarte diferite, dar oricum diferite față de acest TDS metru. Diferența pe care am observat era de ordine, nu știu, aici aveam 90, de exemplu, la apa de robinet și aici mi-a dat vreo 70 și ceva. Deci o diferență ar fi de vreo 15-20%, 15% diferență, mi se pare destul de mare. Deci nu sunt aparate profesioniste, de aceea am spus și data trecută, nu avem o garanție că rezultatul este foarte, foarte exact, dar pentru noi e suficient, fiindcă facem o comparație între ele și ne putem trage niște concluzii. Ok, să vedem și vom folosi la testele noastre, vom folosi în continuare acest TDS metru, fiindcă vrem să tragem o linie în final și să facem o comparație între toate, având un singur aparat pe care l-am folosit, același aparat. Haideți să vedem apa noastră destilată ce rezultat are. Deci avem, se vede, 0,04. Deci este corect, s-a păstrat aceeași valoare, aceeași valoare cu cealaltă sticlă. Da. Dar a crescut de 4 ori, practic. Acum 3 luni de zile era 0,01, da? Acum avem 0,04. Să vedem la pH. Care este situația? Aici trebuie un pic să omogenizăm și apoi așteptăm. 3. Interesant, avem un pH bazic. Bine, aici este și în scădere, nu știu ce să zic, să zicem că e 8. La primele probe scade pH-ul pe măsură ce îl ții și până se saturează senzorul, să zicem 8. Deci pH-ul la fel, e o valoare aproximativă, nu știu dacă avem mare bază în această analiză cu acest aparat.
Ok, să trecem. Avem o singură probă de apă nouă pe care am vrut să o facem live. Adică să o și filmăm, fiindcă este cu un pH bazic 8,2. Este Terracua 0, pH 8,2. Și dacă... Așa. Și este sigilată. Sticlă nouă nouță. Ok. Așa. Deci avem, dacă se vede aici, 198. Da. Deci la TDS nu ne încântă prea mult. Să vedem pe H-ul. Șapte virgulă cinci. Hai să zicem 7,5. Da. Ei, și acum am ajuns la apa de robinet Râmnicu-Vâlcea. Da, asta putem să aruncăm. Această probă am luat-o fiindcă vom face apoi niște filtrări, să vedem la ce sunt bune aceste filtre. Și ok. Deci asta am mai făcut, testele este în jur de 90 iese, dar să facem live ca să vedem. Deci avem 0,86 de data asta. 0,86. 86. Și pH-ul. Șapte virgulă unu. Așa. Ce am mai observat legat de diferite surse de apă naturală este că pot să difere și diferă valoarea TDS-ului, în mod special a TDS-ului, de la lună la lună sau poate chiar de la zi la zi. Și apa de robinet diferă. De exemplu, apa de robinet de aici variază între 83, 82 până la 90, 92, ceva de genul ăsta. Are un interval de 10 unități aproximativ. Dar mare surpriză am avut-o de la un izvor din care m-am aprovizionat de mai multe ori, câteva luni bune, care știam că are TDS-ul 40 și am descoperit acum o săptămână, două în urmă, că avea TDS-ul în jur de 100, 95, 100, nu mai știu, deci ceva care, la care nu m-am așteptat. Deci, practic, s-a dublat, a devenit de două ori și ceva mai mare, dar l-am observat și la gust. Deci când am gustat, am simțit un gust un pic ciudat, zic, măi, să verific totuși TDS-ul. Și când am văzut, era mai mult decât dublu. Deci la sursele naturale se pare că pot să apară aceste variații datorită, eu știu, anotimpului, ploilor și altor factori, uscăciunii sau
Ok, acum să vedem filtrele. Deci acest prim filtru l-am cumpărat la ofertă de la Kaufland. Este marca Aquaphor. Se vede aici. Aquaphor. Nu știu eticheta aici, Aquaphor. Are filtru cartuș B25. În el. Are cartuș B25. Așa. Să vedem ce diferență apare la apă. Sperăm că nu umplem cu apă pe aici. De fapt, nu ne trebuie prea mult. Important când punem filtrele la aceste căni filtrante să le fixăm destul de bine, fiindcă dacă nu sunt etanșe, apa poate trece pe lângă filtru și să meargă direct în partea de jos a cănii filtrante și egal cu zero acea filtrare sau practic doar o parte din apă se filtrează. Așa. Putem să punem de fapt și în a doua, că până facem noi testarea, o să se filtreze și aici. Ajunge. Atât. La acest aparat nu poți să scurgi apa filtrată până când nu se termină filtrarea. Dacă încerci să scurgi mai devreme, va curge și apa din partea superioară a vasului, care încă nu este filtrată. Practic trebuie să aștepți până se filtrează toată apa și atunci poți să scurgi. Din celălalt aparat, care este de la marca Zero Water, de aici poți să scurgi și înainte ca să se termine filtrarea, dar atenție să nu fie foarte plin. Deci trebuie să fie cam pe jumătate, astfel încât atunci când apleci, apa care mai este de filtrat să vină în această parte superioară unde este etanșă, și nu se scurge. Dacă este plin vasul de sus, atunci va curge pe părțile aceste laterale. Ok. Hai să vedem aici. S-a încheiat filtrarea. Da. S-a încheiat filtrarea. E destul de rapidă filtrarea. Facem asta și cu clătirea. Cum făceam noi cu clătirea cu apă distilată. Să fim siguri. Dar oricum aici nu este o precizie de farmacie, valorile sunt aproximative, după cum am văzut și diferențele de la dintre TDS metre. Și doar vrem să tragem niște concluzii în linii mari. Așa. Deci am avut cât am avut TDS-ul la 0,86 acum, da? 0,86. Să vedem ce face acest filtru. Deci avem 0,48. Foarte interesant. Deci nu-mi vine să cred. De ce? Fiindcă am mai făcut testele,
0,48. Am făcut testele și zile trecute și mi-a dat de la, era 0,90 atunci, mi-a scăzut până la 0,70. Și acum a scăzut mai bine. Foarte interesant. Filtrează mai bine pe zi ce trece. Ok, cu asta am zis să facem și pH-ul. Avem. Este în continuă scădere, nici nu știu unde să, ce valoare să o iau în considerare. Deci este în scădere, să zicem 7,0. Deci e greu să zici aici când scade în continuu. 7,0. Cu pH-ul, deci e mai problematic. Aruncăm. Și facem o clătire. Crezut că voi avea nevoie de a două cane și de aceea am luat-o, dar ne descurcăm cu una singură. Asta e clătirea cu apă destilată și să vedem ultima noastră probă. Deci sus oricum e, s-a filtrat tot. Aici avem două variante. Putem să scurgem sau așa. Deci înclinând cana sau putem să scurgem prin acest robinet. Deci avem un robinet, apăsăm și se scurge pe aici. Doar că trebuie să fie nivelul apei care s-a filtrat deja, trebuie să fie peste acest punct al robinetului care, prin care se poate scurge. Dacă este mai jos, trebuie să mai așteptăm până se mai filtrează. Ok. Acum să vedem TDS-ul la această apă. Se vede? 0,00. De aici vine și denumirea acestei când filtrant acestei mărci, nu știu, zero water, da? Și vedem aici trei zerouri care apar pe acest filtru. Este fenomenal. Deci, practic, a eliminat absolut toate substanțele care existau în această apă. Și a ajuns TDS-ul la 0. Și pH-ul, să vedem, pH-ul este 7,7, să zicem. Nu scade chiar așa repede. 7,7. 0,0,0,7,7. Deci nici la apa destilată n-am avut 0,0,0. Am avut 0,01 când a fost proaspătă. Deci se pare că acest filtru Zero Water bate orice record. Și acesta este bunicel, practic, la această a doua analiză, nu m-am așteptat, a redus la jumătate substanțele dizolvate. Și mă gândeam și am și făcut lucrul acesta ca să protejez mai bine filtrul acesta deosebit. Filtrez mai întâi apa prin acest filtru, fac practic o prefiltrare a apei și după ce am redus din impurități, introduc în apa filtrată, o introduc în acest al doilea filtru și prelungesc viața filtrului principal. De fapt, putem să spunem neapărat impurități, pot fi săruri minerale dizolvate în apă și sunt săruri minerale dizolvate în apă. Dar concluzia mea momentan este că aceste săruri nu pot fi asimilate sau gradul lor de asimilare este foarte mic și reprezintă mai mult o povară pentru organism ca să le elimine și atunci voi trece și am trecut pe această apă de
filtrată cu această cană filtrantă. Nu m-am așteptat să ajungă la această valoare de 0,00. Cineva mi-a zis că este 0 și nu credeam. Adică am zis, ai măsurat TDS-ul și a zis, da, e 0. Nu venea să cred, până n-am măsurat personal și s-a confirmat. Eu n-am avut 0,0 nici la filtrare cu osmoză invers. Am avut niște aparate la București, ne-am avut acolo centru. Am avut două filtre cu osmoză inversă, două aparate separate, în camere separate. Și TDS-ul ajungea în jur de la valoarea de 5, 6, 7, cam așa. Deci nu ajungea la 0, cum este aici. Deci sunt foarte încântat de acest aparat. Și din ce mi-au povestit prietenii mei este că ei au băut o perioadă mai lungă, 6 luni, un an, această apă și au observat niște îmbunătățiri la articulație. Deci un băiat avea niște dureri la, nu mai știu, la genunchi sau umăr, nu mai țin minte unde, dar avea o problemă la o articulație și a zis că nu a mai avut probleme după ce a băut această apă și mă aștept să văd și eu rezultate pozitive pe planul sănătății. Cam acestea ar fi lucrurile noi pe care le-am descoperit în această perioadă și puteți să comentați dacă aveți păreri diferite. Sunt convins că sunt unii care consideră că pot beneficia de pe urma sărului minerale în apă și dacă aveți articole, referințe în care se poate demonstra sau s-au făcut niște cercetări care arată lucrul acesta, în ce măsură sărurile anorganice din apă sau din alte surse pot fi asimilate, chiar vreau să le văd și să le citesc, puteți să postați în comentarii. Pentru mine, momentan, aceasta este concluzia la care am ajuns și cercetăm în continuare. Ne documentăm și vedem care sunt cele mai bune informații și cea mai bună apă de băut pentru organismul nostru. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, numai bine!